lacrimi, durere și chipuri dragi rămase vii doar în amintiri. Astăzi este cinstită memoria celor care au trecut ororile războiului și celor care și-au dat viața pentru pământul lor, pentru casă, familie și pentru pace. Pe 22 iunie 1941 a început Marele Război pentru apărarea patriei. De gloanțele fasciștilor sau de foame și frig au trecut în neființă milioane de oameni. Veteranii care mai sunt încă în viață spun cu durere în suflet că au luptat pentru cerul senin deasupra capului nepoților lor și al tuturor tinerilor care înseamnă viitorul unei națiuni. O altă întâlnire fructuoasă cu reprezentanții diasporei. Președintele țării, Igor Dodon, care se află la Baku cu o vizită oficială împreună cu liderul PSRM Zinaida Grăceanei și bașcanul găgăuziei Irina Vlah, s-au întâlnit cu moldovenii de acolo. Problema cea mai arzătoare formulată de către reprezentanții diasporei a fost lipsa unei curse aeriene directe Baku-Chișinău, ori asta, în opinia lor, le-ar da posibilitatea să vină mai des pe meleagurile natale. Aniversare pentru cei temerari. Garda de onoare din cadrul Armatei Naționale împlinește 25 de ani de la fondare. Cu acest frumos prilej la Ministerul Apărării a fost organizată o ceremonie festivă. Garda de onoare este un fel de structură de elită a Armatei Naționale. Militarii care fac parte din ea întâmpină delegațiile oficiale. Amintim că în prezent Ministerul Apărării nu are un conducător. Instituția a rămas fără ministru după ce liberalul Anatol Șalaru a fost demis din această funcție. Deputații PLDM au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită constituționalitatea hotărârii Parlamentului privind investirea guvernului Filip. Potrivit lui Grigore Cobzac, solicitarea vizează exclusiv partea ce ține de membrii Cabinetului de Miniștri, asupra cărora există suspiciuni rezonabile de implicare în schema de export a anabolizantelor prin intermediul Poștei Moldovei. Amintim că la începutul acestei luni, fracțiunea parlamentară a PLDM a inițiat și moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de premierul Pavel Filip. În 2016 a fost înregistrat cel mai scăzut nivel de investiții străine în Republica Moldova din ultimii 20 de ani. Totodată, potrivit deputatului PSRM Vladimir Golovatiuc, cel mai important pentru partenerii estici este posibilitatea de a face comerț fără taxe cu Uniunea Europeană și pentru partenerii europeni, posibilitatea de a-și vinde produsele pe piața estică fără taxe vamale. Expertul în economie Veaceslav Ioniță a declarat că valuta străină care ajunge în Moldova nu poate fi investită în economie, pentru că aceasta, din urmă, este una nefuncțională. După un an intens de studii, merită din plin și odihnă. 150 de elevi din țara noastră, premianți la olimpiadă și concursuri naționale și internaționale, vor merge la taberele din România. Potrivit ambasadorului României la Chișinău, Daniel Ioniță, toate aceste locuri vor fi oferite prin intermediul misiunilor diplomatice și consulatelor României de aici. Viceministrul Educației, Lilia Pogolșa, a mulțumit părții române și s-a arătat convinsă că elevii din țara noastră vor îmbina într-un mod excelent odihna cu activități utile care vor contribui la dezvoltarea lor personală. 15 școli de circumscripție din Republică vor fi renovate cu suportul oferit de către Banca Mondială. Proiectul de ratificare a noului amendament la acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea proiectului Reformei Învățământului a fost aprobat de membrii Comisiei Parlamentare Cultură și Educație. Astfel, potrivit autorilor documentului, pentru lucrările de renovare vor fi alocate 12 milioane de dolari, care urmează a fi gestionați de Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Proiectul urmează să fie votat în legislativ. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Euro are cu un ban mai mult și costă 20,37 lei. Dolarul american a adăugat 2 bani și costă 18,27 lei. Cu un ban s-a apreciat leul românesc, fiind cotat cu 4,44 lei. Hrivna ucraineană are valoare intactă de 70 de bani și rubla rusească de 30 de bani.